Salutare lume, eu sunt Dan de M2 și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Da, n-am mai postat de ceva vreme video, așa că am zis să vă binecuvântez cu un nou episod de Clash Royale. Iar astăzi o să facem uh, un challenge, uh, o să se numească, stai să mă gândesc la un nume, uh, Try New Deck Challenge. <laughs> da. Și acest challenge o să Uh, o să fie foarte interesant. Uh, doar că în ce consta acest challenge că O să iau niște decuri fără să știu eu, așa, uh, random. Uh, și da, există două surse de unde mi-au uh, decurile astea random. Adică decurile noi, ca din titlu Try New Deck Challenge. Deci mai întâi o să vizităm uh, Stats Royal și o să vedem care e top deck-ul, cel mai deck dintre decuri. <laughs> ok, cel mai tare. Și după aceea o să luăm uh, la întâmplare de top, din top lume, de la un om, un deck. Și toate astea cu, cu decurile astea, două o să jucăm la uh, un uh, ceva grand, nu grand challenge uh, ok, hai să zicem că jucăm la un challenge, nu jucăm la arena, ca na o să ne cam fargă la ce nivele am eu la cardurile alea presupun deci acum uh, hai să începem intru pe Clash Royale. Ha. Și imediat o să se schimbe cadru pe Stats Royale, pentru că da, Stats is Maker. Ia. Hai să vedem. Acum mă bag pe Stats Royale. Bagam. Ba, Mamă, ce repede. Și acum cautam pe aici popular decks. Nu uh, există top Dex, mă rog. Cred că ăsta e. N-am mai. Ok, bun. Deci avem aici multe chestii. Uh, eu vreau pentru challenge. Lasă. Deci, a, ah, uite aici la ladder classic challenge. Da. Vreau să zic că jucăm la uh, Un classic challenge Cu deck care luăm De aici și la care na, Îl uh, Luăm la întâmplare de la un player Din uh, top Top lume Ia, Hai să vedem Cu win rate-ul Deci că are, care are cel mai mare Ăla luăm Deci se pare că acest deck cu Giant uh, Double Prince va fi câștigătorul și da, cam cu asta trebuie să jucăm, ia să vedem ce decor mai erau pe aici. Hmm. Văd peca, tri Peca, Bridge Brispem, na, chestiile astea sunt populare. Hai să băgăm de acum. Îl băgăm aici. Uh, stai să vă pe ce să-l bag. Numai să vă arăt și vouă. Pam. Opa. Pam, așa. Bun. Deci, în loc de decul ăsta, hai în loc de decosta ăsta, o să băgăm uh, acest giant minunat double prince. Sperăm că facem cât de cât ceva cu el. Sperăm. Am și dar prințul de 4. Pare destul de Ok unde e spear goblinii aia? Uh, cred că i-am deja în deck, da, îi am. Deci ce nu am? Beții, zapu, bam și zapu. Fireball, ok, în loc de poison, fireball. Hm, doar cu puțin o întrecut fireball-ul poison -ul. Ciudat. Ok. Și ce să vă mai spun eu vouă? Că... Iarăși mi s cam bușit compu de colo Nu-i fain cât se bușește compu. Chiar deloc. Și o să mai stau un pic până mi repar chestii. Dar live vineri sigur fac. Chiar dacă o să-mi fie bușit compu. Nu contează. Văd eu. Unde-i tar prințul? Uite-l aici. Bun. Deci avem de cu Hmm, pare destul de legit. Acum ne băgăm la un classic challenge și vedem cum facem. Deși ar trebui să facem destul de bine. Pare destul de strong de cu asta ia să vedem. Ne înregistrează toate porcările. Hai să dăm battle cu decul ăsta și următorul o să fie fără să știu eu, Chiar următorul, chiar dacă am cardurile mici, uh, următorul deck care o să-l iau din top player Chiar dacă o să am cardurile mici din păcate nu o să știu că le am mici și nu o să le pot upgrada și să trească și să joc așa cu ele mici. Ok, se pare că tipul ăsta nu face nimica. Hai să punem și un prinț. Oh, stai că stai că am slăbuț. Da. Ok, asta o să fie easy win, după cum se vede. Da. Uh, ia să vedem ce ne face nou asta sau nu ne face nimica. Are royal Gostul de 1. Asta e tot ce ar fi cam uh, demențial la el. Hai să dăm cu prințul, deși nu așa se joacă, dar... Cu acest om putem juca agresiv cât de cât putem, ne permitem. Dute te prințule, deși nu o să se ducă. Da. Am dat noi de un player mai uh, slăbuț ca să nu-l facem altcumva. Din păcate. Da, vedem și noi. Uh, ok, Fireball și aia o să cam termine totul o să cam foarte termine totul. Și-a dat cu tornada, mamă, e s-a dus turnul. Ok, deci are 3 maschetier, witch, mamă, ce dec ah, și witch are doar de 3. Și las că și noi cred o să avem măcar un card atunci când copiem de la unul din top deck -ul. O să avem măcar unul slăbuț rău de tot. Hmm zap și bag aici cu mă bag și pe cealaltă parte mamă deja am doi giants aoleo uh, nu mai trebuia să dau și fireball ăla da merge ok să zicem că le like, cam well played Well, uh, played, uh, cam da. Good luck cu cardurile tale și cu tot ce vrei. Ah, da, mi-am cam dat 3 crown. Hai că atunci avem timp de 3 meciuri. ei Presupun că avem timp de 3 meciuri. Ok, am făcut și crown chest-ul. Hai să vedem ce prim din crown chest. Aici gems, două gemuri, ok. se puteau și trei, se putea și unul, se puteau și mai puține. Și luăm epică? Nu. Ah, mai am două, nu, trei, trei maschetir și fac la 8 șmecher. Și acum prin gărzi, real cancer. Fița. nu am prin numai chestii nasoale. Bun, acum e timpul să cercetăm topul. Deci, cam asta e timpul. Am luat un deck de pe Stat Acum e timpul să luăm un deck de la Prolai de pe Clash Royal. Așa. Deci avem aici previous chestie, nu ne interesează. Eu zic să îi dăm cu scrollul. Hai să zicem numărul 30. Uh, and, ok. And să sperăm ce are la favorite car. Goblin s-ar putea să joace cu bait. Uh, oh, nu, no, o să-mi dea cu eduri. Fum de țigan prost. Până am -mi dat mie cu eduri, voi vă uitați frumos la această pagină minunată de stats royal. Yeah. Eu nu mă uit la deck, promit că îmi dea și cu eduri. Fungul de Eduri proaste Da. Și revenim. Deci dau scroll așa frumos până văd ăla de copiat așa. Copiem pe Ce? pe 1. Da, pe 1. Dăm exit, asta ah, e n-am voie să mă uit. Ok. Bun, hai să vedem cu ce porcărie <laughs> jucăm acum. Ah, sper să fie un deck bun. Ok, jucăm cu 3 maschetire de se pare că m-am înșelat. N-a fost bait deloc. Hai că avem cât de cât. Uh, ok. Hai că suntem uh, foarte în dezavantaj cât, de, cât destul de mult. Ok. Asta a fost cam nasol. Uh, măcar avem încă pompa, deși ne-o dat extrem de mult damage. Cred că am level destul de mare la cardurile astea, deci nu, nu mă prea interesează. Are witch-ul Și pune Minero aici. Nu prea știu să joc cu tri maschetirele. Sincer. Deci, da. Uh. Da, nu mă puneți să joc cu tri maschetirele. Din păcate ați făcut-o deja. Și dăm aici cu ăștia. Hai mai repede, fă. Și dăm aici cu Ice Golem. Vedem ce face tipul ăsta. O să cam fie turnul rip. Cam, cam. cred că și la asta i dăm 3, cred. Adică așa ar trebui. Hai să punem minerul aici. Defense. Ok. Nu ne prea interesează. Și bai bă, băgăm o pompă. Să zicem. Deși n-ar fi recomandat. mi ca am frica acum. da ne descurcăm. Cu ce ne-am descurca Suntem Băieți mari și nu ne interesează. O, oh, rămas cu un HP. Yeah, boy. Ok, well played. Bun, se pare că am dat trick cram și la ăsta. Cred că avem timp de încă unul. Mamă, trebuia să fac eu câteva la challenge-ul ăsta, așa puțin. Mai multe, ca să nu fie atât de ușor că vreți și voi acțiune, nu? Deci mai avem timp de... Dar sper că aveam levelul pentru toate chestiile astea. Mai avem timp de o chestie. Acum hai să trecem înapoi pe Stats Royal și să luăm de aici încă un deck. Dar ce vreau să știu cu ce deck joc. Ia să vedem. Dăm la Popular Dex, la Clash Royale League Challenge. Hai să vedem cu ce Oh, care a fost cel mai high? Ok, deci pare că dăm de acest bait foarte interesant cu bandita, dar prinț. Ok, hai să facem de cu. Vedem cum ne descurcăm cu el. Uh, hai să schimb înapoi. Sper că vă place, nu uita să dați like toate cele. Poate nu o să fie editat video asta. Poate, cine știe poate iarăși mă apucă pe mine gărgăunii să le editez, că na, mie îmi place să le editez atât de mult. Măcar o muzică să-i pun acolo, frate. Uh, stai, ce avea de cola. Hoppa. Deci are prințesă, are bandit, la legendare, ok. Uh, și banditul. Ia, ce mai are? aici, dar prin sau, ah, oleu am <laughs> locuit-o bandita nu cred, mi se întâmplă de asta și are și spear goblin, ok uh, ce mai are asta goblin barrel -ul. log și tornadă, hmm, pare cam destul de proleu de cu asta, destul de și tornada da tornada pe aici pe undeva stai logo ăla nu l-am pus bun hai să jucăm și cu asta avem toate level avem da să fie de level tournament chestie ce putem să ne agradăm asta 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 da nu ne interesează, noi dăm direct Battle. Sper să nu iasă prea lung cu Battle-ul ăsta, ce uh, challenge-ul acesta. Try a New Deck Challenge, by Teleon Judeu. Uh, ok, hai să punem bandit în spate. Ok, nu știm ce are. Deci o să încercăm, ok, se pare că are chestii. Ok, hai că are logbait omul. Se pare că are logbait. Ok, nu mă deranjează. Hai că am dat... Uitați ce bine counter-uiește toți spiergoblii ăia spiergoblinii așa, băgăm bandit acolo și băgăm un odată ăla a greșit cam așa se întâmplă când ești noob cu logbait-ul, cam așa se întâmplă deci, dar prin țope am înțeles, toate bune și frumoase Uh, ok, prințesele o să se cam anuleze pe acolo. Da, așa se numește anulare. Well played, well played. Dacă vrei tu, frate. <laughs> Rip, da. Cam așa e well played-ul. Deși eu, din păcate, n-am o rachetă. Și acest tip are valchiră. Nu, nici el, ba are rachetă. Ia spunem aici, dar prinț și prințesă. Ok, m-au spăriat un pic că... Și facem un bridge pe aici de milioane. Facem, facem, cum să nu facem. Bagam acolo de toate, i-am luat taurul. Ok, merge treaba cum să nu meargă. Ii mă lasă să-i dau 3? Ia. Yeah. Presupun că da. Ok, ne lasă și asta să-i dăm 3. Deci prea well played. Good luck, îi dăm și la asta. Că noi facem aici YouTube chestii. Bă, a fost prea ușor să câștig. Trebuia să bag 100 la Uh, grand Challenge, dar nu, n-am vrut chiar așa 100. Aia păstrăm special, facem altcândva cu 100. Deci au cam trecut 18 minute, chestii. Sper că v-a plăcut acest video, trai New Deck Challenge. dar oamenii de obicei făceau doar partea cu uh, copiatul decului de la un topler, player fără să vadă ce de câi. Da, am zis să o îmbunătățesc cu ceva. Deoarece, na, interesant să joci și din uh, top decuri de peste Royal care n sunt folosite, sunt bune. Mă rog, sper că v-a plăcut, sper că nu v-am plictisit cu clown-urile astea prea mult. Eu m-am plictisit cu astea și ne vedem data viitoare. Salut!